suntem foarte bucuroși pentru evenimentul de astăzi, care înseamnă continuarea parteneriatului bilateral româno-francez în domeniul cercetărilor în fizica nucleară și a particulelor, al științelor vieții și mediului. Este un moment deosebit de trecere între acordul anterior, care a funcționat în ultimii ani, și noul acord care se semnează între Institutul de Fizică Atomică, unde ne aflăm acum, este locul în care se desfășoară evenimentul, și Comisariatul Francez pentru Energie Atomică, pe scurt, între IFA și SEA. Este acordul care permite colaborarea între institutele de profil din cele două țări și care dă posibilitatea comunităților științifice din cele două țări să colaboreze pe proiecte pe durată de 2 sau 3 ani în domeniile de interes pe care le-am menționat deja. Deci e vorba de fizica nucleară și a particulelor, este vorba de științele vieții, deci aria domeniilor medicale și de sănătate, este vorba de domenii privind protecția mediului și mai nou, ca și domeniul energiei, deci protecția mediului, domeniul energiei. Orientarea recentă pentru noul acord care s-a încheiat astăzi, deci practic continuarea, actualizarea celui anterior, domeniile nou abordate sunt cele privind laserele de foarte înaltă putere și, de asemenea, la propunerea părții franceze, aplicarea tehnicilor de fizică nucleară în domeniul restaurării operelor de artă. Ambele domenii au incitat interesul deosebit al comunității științifice din țara noastră și, desigur, au șanse mari de dezvoltare, fiind vorba, așa cum am spus, de acest domeniu al restaurării operelor de artă, propus chiar de partea franceză. Care este durata protocolului? Protocolul se va desfășura pe 3 ani, după care se discută o prelungire în continuare, pentru că este clar, condițiile și modul de desfășurare au confirmat forța și stabilitatea acestui acord. Deci faptul că cele două comunități colaborează extrem de bine și au posibilitatea ca pe baza proiectelor desfășurate în acest acord să dezvolte propuneri de proiecte la nivel european și internațional. Au fost puse în practică rezultatele cercetărilor? Da, sunt sigur că fiind vorba de proiecte de amploare mai redusă, nu sunt proiecte foarte mari. Prima categorie de rezultate a fost cea a publicațiilor științifice, dar în afară de asta avem și aplicații concrete în diverse domenii, cum ar fi, de exemplu, cel al tratării deșeurilor și, fapt extrem de îmbucurător, la un număr de proiecte nu foarte mare, deci vorbim de 25 de proiecte, avem circa 10% rezultate în forma patentelor, deci sunt două brevete dezvoltate în cadrul acestor proiecte. Ca procentaj este impresionant. Câți cercetători români participă și câți francezi? Da, e vorba de câteva zeci, ceea ce înseamnă foarte mult. Deci, fiind vorba de 25 de proiecte, 20 ceva de proiecte, la nivelul fiecărui proiect echipele nu sunt foarte mari, așa cum am spus.